Continuăm cu informații de ultimă oră. A avut loc un scurt circuit în camera de resuscitare a Spitalului de Urgență din Pitești. În această după-amiază, un aparat de aer condiționat se pare că a cedat, iar în încăpere erau în acel moment 3 persoane în momentul în care a avut loc incidentul. Stăm de vorbă cu purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Pitești, doamna Cristina Cazacu. Bună ziua! Explicați-ne, vă rog, ce s-a întâmplat și cum s-a acționat, dacă au fost victime. Bună ziua, vorbim despre un incident minor, în niciun caz despre un incendiu. A avut loc în camera de resuscitare a unității de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean, în jurul orei 15. A fost semnalat un scurt circuit la aparatul de aer condiționat. Cadrele medicale care se aflau la fața locului au acționat imediat. Cablul de alimentare al aparatului a fost scos din priză și astfel a fost evitat orice pericol. Dar din cauza acestui scurt circuit, celelalte aparate au fost momente în care nu au fost alimentate cu curent, astfel încât să pună în pericol sănătatea oamenilor? Nu, sub nicio formă nu a fost pusă în pericol sănătatea pacienților. Cei 3 pacienți care se aflau în respectiva încăpere au fost mutați imediat. Repet, nu au fost probleme din punct de vedere al victimelor. Starea de sănătate a pacienților care se aflau în respectiva încăpere nu a fost în niciun fel afectată. E o veste foarte bună și mă bucur foarte mult că nu s-a întâmplat nimic. Totuși, nu pot să nu vă întreb. Se fac în mod frecvent reviziile acestor aparate, mai ales acum într-o perioadă în care, iată, avem peste 40 de grade Celsius și este clar că aveți nevoie de aparate de aer condiționat? Da, se fac verificări în permanență și oricum la fața locului a ajuns imediat și echipa care asigură continuu mentenanța în cadrul spitalului, care a stabilit de asemenea că nu există pericole. Aparatul respectiv va fi oricum înlocuit pentru a se evita orice problemă. Mulțumesc foarte mult! Vă reamintesc așadar un incident în camera de urgență, din fericire fără.